Ea e mami, să rămână mami. Lidia, ai trecut la loc. Bravo, mulțumesc. Gabriela, la final ne întâlnim cu Bubli, da? Dă-mi un pupic, dă-mi un pupic, dă-mi un pupic, dă-mi un pupic, Gabi. O, Doamne! Ai rezolvat. Ți-ai pus amprenta, hă? Ai rezolvat. Gabi, găbieță, găbieță, el e asistentul tău, așa-i? Cum vă zice dumneavoastră? Bună ziua! Bună ziua, Nicolae! Nicolae, da. Am venit să... Bună, dragă! Ea e mami, să rămână mami! Să... Am auzit de tare bună gospodină, gătește foarte bine, nu gospodină, e șef deja, șef de top, de top. Și mă gândeam că mi-ar face mare plăcere să o ajut, să fiu ajutorul ei. Dar de unde, Gabi, tu de unde ești? Din Glodien. De unde, din? Din Glodien. Din Glodien? Și tu gătești bine, știi să gătești bine de tot? Da. Și avea un accent de moldoveancă din aia, cred că vorbește și rusă deja. Glodieni, mor după accentul lui asta mică, de Chișinău, de acolo, de miez. Și când te gândești că mai are și 4 ani, parcă e și mai dulce, mâncau tata. Asistentul de șef e Nicolae. Salata. Ia, mice, gustos arată. Ce salată? Salata. Nu cred așa ceva. Atenție la cuțitul ăla. Nu cred. Nu cred, taie singură? Nu cred, mă, că taie, mă. Ba, da, taie. O să punem într-un vas, punem într-un bol. Nu, nu trebuie, e destul de groasă. Sunt aici cu tine și mami, dar nu pleacă mami. Mi-era frică să nu se taie. Și la fiecare tăietură ăștia de degetul înapoi. Ai zis că are experiență, pe bune. Ce faci aici? Tăiem kiwi. Tăiem kiwi, da. Mărunt, mai vrei o bucată? Mai vrei? Ah, ce poftă de fructe mi-a făcut. Doamne, deci eu nu pot să cred ce face ea acolo. Fii atent că are grijă să-și pună cuțitul chiar lângă deget, incredibil. Doamne, cum se face asta la 4 ani? Așa, domne. Ce frumos. Bravo, Gabi, bravo. Și acum, vrei să punem și căpșuni? Căpșuni vrei să pui? Da? Și o să fie colorată frumos? Amestecă, mă, mai dacă întâi, vrei, stai o secundă. Dacă vrei. Mai întreabă ca un veritabil asistent. Uite, dacă vrei, poți să amesteci și cu lingura, nu vrei? Uitați-vă la gesturile mânuțelor, da? O, ai de... Ia fiți atenți aici. E foarte greu să lucrezi cu un copil de 4 ani. Este o vârstă la care ei se pot speria foarte ușor. Dacă pleacă mami de lângă, dacă pleacă persoanele cunoscute și dacă rămâne între niște cunoscuți, pot plânge din orice moment. Uite, fac curățenie aici pe masă, da? E ok, spate? Căpșuni, vrei să pui niște căpșuni aici să tai? Sau nu vrei căpșuni? Vrei, da? Încet, încet la cuțit. Nicolae, e grijă acolo. Nicolae, da? Acum eu am înțeles că tu ești ajutor de bucătar, dar prea ești curios, nu poți să-ți dezvăluie toată rețeta. Nu vrea. Fiecare bucătar are șmecheria lui. Șmecheria lui, normal, și ea nu învăță. Tu, am înțeles că ești curios și vrei să înveți, dar na. Extraordinar cum taie, mă, nu vine să cred. Omul trăia învață, așa că... Da. Ia, las-o pe aia la inițiativă, hai să vedem ce mai ia. Și vezi că și desparte bucățile înainte să, da, le pună, da, în, da, castron, adică nu vrei? Știi, le faci așa și frumos. Și le amestecat, să nu cumva să fie disociate, adică îi plăcea să fie colorată, wow, farfuria. Nu pot să cred așa ceva. Ia, dar aici, Scărlătescule! Ne uite la ea, nu cred! De ce pui iaurt aici? De ce pui? Să fie mai gustos. O, să fie mai gustos. Ioi, ce frumos! Doamne! Bine! Ai vrut să te asiguri că e gustos, că e bun, așa-i? Păi nu, la, se gustă, bun? Nicolae, nu așa e normal să guști? Păi da, mi se pare normal. Păi cum, zic, ce facem? Ori suntem bucătari, ori nu mai suntem. Bravo. Poți Gabi, să e gustoasă? Da. Eu și pun o leac de ciocolată. Punem ciocolată? Uite, ciocolată aici. Da, ești cu ciocolată. Ciocolată. Fantastică, zonule. Deci nu cred, mă, că o rade acum. Mai dai voi să amestec un pic? De ce m-am topit? Poți să mai pun, opa, un pic de iaurt? Opa, stai că e cam bună ciocolata, stai așa. Hei, păi, ori o pui în salat, ori o mănânci. Uite. E mortală, mă, asta, Miguel. Așa, punem deoparte. Ce crezi? Vreau să stau mai aproape, să o văd mai bine. Gabi, eu vreau să fiu prima care va gusta din sălățica ta, îmi dai voie? Perfect. Nu cred, mă, așa ce vreau să treci. Parcă e o zăpadă neagră, cum cade, ai văzut? Cum arată, mă, ea cu răzătoarea mică, așa? Poftă bună! Poftă bună! Poftă bună!
Poftă bună, mâncată bucurie! Vai, deci vreau să gust neapărat! Când ne-a dat-o cu poftă bună, s-a terminat însă. Poftă bună, fetiță frumoasă. Vreau dar să cine gust. Te-a învățat pe tine să faci salata asta? Dar vreau să-mi dea ea. Gabi, vreau să-mi dai tu să pap. Din mânuțele tale vreau să pap eu. Îmi dai și mie puțin, te rog. Îmi dai și mie? Dă-mi și mie, ai, dă-mi tu, că vreau să-mi dai tu. Ia tu lingurița frumos și dă-mi tu să pap. Și spune, hai, dă-i pe față, Gabriela, aruncă. Cum ar fi să-i tindă pe față? Gabriela, aruncă pe față, hai, aruncă. Convezi bine. Hai, convezi bine, bravo. Mm. Bravo, Gabi. Cea mai gustoasă salată. Doamne, m-a întopit. Când mi-a dat ea cu lingurița să gust? De să pun mânuțele astea arnice. Ce-am Doamne, Doamne, cea e mai, bună, nu? A mai tânără șefiță. Dar mai am și eu o întrebare, auzi, frumusețe? Nu se poate. Auzi? Cum? Da, auzi, da, 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 mi-era frică. Știi ce vreau să te întreb? Că văd că tu ai mai multe ingrediente pe aici. Ce faci tu, de exemplu, cu ouăle astea? Cam ia și fac bostănei. Mă mică. Bostănei. Ce să ia bostănei? Așa. Nu cred așa ceva, deci... Ca și vă bostănii. Nu cred așa ceva. Nu cred, lăsați-o, lăsați-o că o să... Auză, de ce vă mirați, mă, atâta? Bravo, așa. Are patru ani și eu pentru că știi că se spargă singur un nou. Are patru ani, e mare. Bravo, bravo. Așa, iubita, bravo. Dar tu ești gospodină în adevăratul sens al cuvântului. Deci eu cred că tu gătești mai bine decât mami. Până și nouă la bucătare sau cei mai mari care gătim acasă cu ou, când spargi ou, te grăbești odată și îți rămâne un miez de coajă. Deloc mi-a rămas. Impecabil. Și ce faceți acolo? Bostănei? Bostănei, da. Dovle, ce-i pane? Am aflat, sunt dovle, ce-i pane? Bostănei. A, dovle, ce-i pane? Da, dovle, ce-i pane? Bună pasta? Și mâncare, cum îi dai, în făină sau în ou prima dată? Cum îi dai? Prima dată îl dă în ou, că așa e de la Moldova rețeta. Perfect. Așa, doamna șef, Gabriela, durează ca mult, nu e foame. Bravo, mă, frumusețe, mă. Bravo. Și ce faci acum? Și acum? Ești face mise en place. Da, mă, mise en place, le așeptă. Exact, și le pune pe toate. Perfect. Aici, după aceea eu le prăjesc. O secundă, să știi și tu că un bucătar trebuie să fie fericit când copiii mănâncă mâncarea. Uite, de exemplu, copilul Dorian Popa a mâncat toată salata. Băi, Doriane, dar vreau și eu. Dorian, care e puțin mai mic decât aia mică de 4 ani, a mâncat băiatul salată. Era poftică. Bă, dar e mișto și Dorian ăsta pe bune, că nu te plictisești cu el la next time. A făcut un Mickey Mouse. Ia uite, m-a făcut un Mickey Mouse, aplauze, a făcut un Mickey Bravo, Mouse. Bravo, iubito! Da. Dacă ne face și pârjoale, eu nebunesc aici. Mă cărnița. Cărnița, da. Asta e cărnița. Așa. Ce facem cu cărnița? Punem ouăle. Punem... O... Bravo, tati, așa. Ce facem? Dacă ți rămâne material, poți să pui și ăsta acolo să amesteci. Că e tot ou. Mamă, nu cred. Nu cred, mă, amestecă, bă. Bă, pe bune, la 4 ani? Nu pot să cred. Nu crezi? Nu pot să cred, normal că nu. Era pe tradițional, lua și făcea prăjoană așa. Băi, ziceai că vezi o mamaie, dar mică așa. Bă, de ce senzația aia mică n-ai? Pune pânica. Așa, pune pânica. Mâncați aici mânuțele tale, bravo. Mergea? Bravo! Asta parcă din aia care se pune pe frigider. Da, da, da. Știi? Parcă merge. Magnet, bravo. Da, magnet, da. E miniatură. Fă o pârjoală acum. Fă una singură, să vedem cum o faci. Ia. Așa. Dacă mi-o pui aici, eu pun și o prăjesc. Așa, faci două, trei. Faci două, da, trei face și două, le trei. Prăjesc. Vă rog eu să o lăsați, să le facă exact cum vrea ea, să fie din mânuțele ei. Așa, tati. Găbița, să știi că Bubli o să fie cel mai fericit să pape chifteluțe făcute de tine. Nu pot să cred, genială. Păi să crezi. Pune-l la prăjit. Pune-l la prăjit. Așa, că asta. Hai fac eu aici. La prăjit. Ui, chef. Bravo. Aplauze pe ea. Bravo. Ia spune. Până acum îți place ce ai gătit? Le vreau eu! Da! Când s-au terminat de prăjit bostănei, m-am dus și am luat că Dorian ăsta, dacă vine și prinde, mănâncă tot! Bine, mă, că mănâncă Dorian tot! Ia zi tu mie, ce-ți place ție cel mai mult să mănânci? Cățunaș! Cățunaș! Și știi să faci colțunaș? Bate cu baie, bravo! Haide, bravo, mă, gata, ce să mai e! Dăm note, dăm steluțe! Eu sunt leșinat de foame! De salată și mănânc. Acum întreabă de salată.
Bravo, Doriane! Întreabă de salată. Ei mâncat salată. A fost foarte bună, Gabi. Dorian, ce să fac? Era poftă, mă. E în creștere, Dorian. E normal. El papă tot ce prinde. Da, am mâncat toată salată. Dar cine a mâncat toată salată? Dulciu. Dorian. Da. Și tu te-ai supărat? Eu vreau salată, dar nu aveam salată, geamă. Facem alta, da? Da. Unde o facem? Acasă sau aici? Acasă la noi, la Glodieci. Întreabă unde e salata, ia, mica cu mâncă. Uite aici, Gabi, uite aici. Nu, am mâncat toată salată. Măi, ai mâncat salata. I-ai mâncat salata, fete. Păi, dar n-am făcut-o pentru mâncat, nu mai înțeleg nimic. Ți-am mâncat toată salata. Vai, ce privire are asta, mică. Uite aici e. Că te-ar mânca din privire. Am mâncat-o, Gabi. Doamne, cât de prost m-am simțit când am văzut-o că spune, dar cine a mâncat salata? Eu m-am bucat să degust și am degustat până când s-a terminat, deci de mâncă era bună. Acum vrei să spun un lucru, dacă stăm să ne gândim așa, până la urmă i-am făcut un compliment că i-am mâncat toată salata, nu? Zic. Aveți steluțe? La cât este de mică și la cât este de dulce și la cât este competiția de dură pentru ea, care este, are 4 ani și ori. De dulce, avem... lasă să vorbească pe Dorian. Că avem niște steluțe speciale pentru ea. N-avem cum să o jurizăm. Hai, și le băgăm chiar în momentul ăsta în aplauzele dumneavoastră. Steluțe cu buline! Bravo! Așa ca o brejorii. Colorate, roz! Ți-au dat niște steluțe așa ca o brejorii tăi. Sunt frumoase și dulci ca și tine. Eu zic că e de bine. Eu zic că e de bine, Nicolae. Acum o să vreau... Că... Juriu mănâncă. Da, e. Dacă juriu a mâncat, înseamnă că mâncarea e bună. Bine, m-a cucerit total. Mă, chiar sunt bun, dovlece, ăștia, eu nu-i fac așa buni. Cu noi. La revedere. Mergem, gata. La revedere.